Salut, prieteni! Am venit undeva pe Argeș, este crescut. Am îndreptat acum o ștuculiță, undeva la 600-700 de grame, pe acolo. În momentul în care m-am apropiat de locul care îl știam, m-am gândit că poate găsesc avoații acasă, dar nu sunt acasă. Imediat ce am pășit în apă, am văzut o mârliță că a fugit de acolo și m-am gândit să pun un fir plutitor, o strună micuță, subțire și, bineînțeles, o muscă imitație de biban. M-am gândit că imediat vă arăt musca, după ce vă mai arăt ștuculița odată. M-am gândit că în loc de ștuci mai pot prinde și un șalău sau chiar alți bibănași. Oh, și s-a dus. Vă arăt și musca imediat. Contează foarte mult să folosim o strună subțire, finuță. Da? Nu e mare inginerie de muscă. Un bibonaj mic, da? Pe cârlig de, nu știu, 4 habar am, da? Un pic de epoxy, 2 ochi, marker și asta e musca. În continuare sper să înceapă avații să sară, dar asta e, cum vrei. Fii rântiți!